Unor semne zodiacale, totul pare că le merge ca și uns. Nu au inhibiții, mizează pe îndrăzneală și ajută inteligența ieșită din comun. Scorpionul, pot părea liniștiți, reci, distanți, dar ține minte, atunci se află în modul de observare. Căci acestui semn de apă nu-i place să fie luat prin surprindere. Au un mod unic de a soluționa situații. Astrologul și fundatorul Ryan Astrology dezvăluie că scorpionul este un detectiv născut. Acest semn este, de cele mai multe ori, cu trei pași înaintea celorlalți. Au capacitatea de a descoperi secrete, te citesc imediat dacă îi minți. În felul acesta reușesc să ajungă primii la soluții. Și știi cum e, cine împarte, parte-și face. Săgetătorul, acest semn este mereu pregătit de noi experiențe și aventuri. De unde crezi că vine toată cunoașterea de care dă dovadă? Sunt persoane care văd totul în ansamblu, sunt o fântână a înțelepciunii, iar soluțiile lor sunt printre cele mai ingenioase. Săgetătorul mai este cunoscut și ca filozoful zodiacului. Nu e de mirare că semnele de foc au o sete neostenită de cunoaștere, o dorință puternică de a afla mereu lucruri noi. Vărsătorul are un fel unic de a gândi, este, spun astrologii, printre cele mai ciudate semne ale zodiacului. Modul întortocheat de a gestiona lucrurile poate că te va împiedica să-ți dai seama de inteligența lui. Totuși, vărsătorul este cu un pas înaintea celorlalți. Acest semn de aer are abilități fantastice. Se remarcă de îndată, îi merge mintea brici. Este analitic, hotărât să găsească soluții, greu de satisfăcut, exigent. Fecioara. E canalizată pe verbul a gândi, poate prea mult uneori. Analizează atent fiecare situație. Poate depista de îndată dacă ceva nu e la locul său, ce piesă din puzzle lipsește. Este vizionară, introvertită, rigidă, dar foarte inteligentă. Mai greu să păcălești o fecioară care va întoarce fiecare situație pe toate părțile. Este minunat să apelezi la viziunea unei fecioare atunci când simți că ai intrat într-un punct mort și nu mai găsești soluții. Berbecul. Semnul care deschide zodiacul pare acela care le-a primit pe toate. Îi merge mintea brici, face de îndată toate conexiunile, e rapid în gândire. Berbecul este foarte independent și încrezător în el însuși. Astrologii spun că această zodie este supraviețuitoare. El pare că a inventat conceptul de instinct, beneficiază din plin de norocul începătorului. Cât timp își urmează flerul și nu se gândește a doua oară, va ieși învingător. Nu degeaba se spune că berbecul se aruncă cu capul înainte. Se pare că foarte bine face. Are capul tare, rezistent la probleme. Inteligența nativă îl va scoate mereu din bucluc. Este un semn de foc îndrăzneț, cutezător, care se pune la dispoziția celor care au nevoie de el. Gemeni. V-ați fi gândit, acest semn se mișcă rapid, face cu ușurință toate conexiunile, de aceea specialiștii îi clasează pe locul întâi în topul zodiilor inteligente. Acest semn de aer este un burete informațional. Se informează din multe surse și dispune de multe soluții. Au dexteritate mentală, abilitatea de a accesa mai multe soluții. Sunt vizionari, filtrează în timp real cea mai bună variantă. Alunecoși și în permanență doi nu știi cu care geam în ai de-a face. Cert este că sunt uniți și se apără întotdeauna unul pe celălalt. E greu să faci vreodată să recunoască o greșeală, fiindcă este un maestru al disimulării. Nu se plasează ca leul pe piedestal, dar va crede mereu că este un adevărat buric al pământului. Practic, în cazul acestui semn, inteligența e dublată de viclenie. Relatează adevărul.ro.